Obișnuiam să lucrez drept om de serviciu la un liceu de mărime medie din Minnesota. Unii ar putea spune că asta era o muncă ieftină sau un loc de rahat, dar mi-a plăcut timpul petrecut aici. Studenții se purtau bine cu mine și eram invitat să particip la orice prezentare sau eveniment voiam. Pot spune cu sinceritate că era unul dintre cele mai bune locuri de muncă pe care le-am avut. La început credeam că n-o să mă descurc. Mi-am distrus ambele picioare acum câțiva ani într-un accident de mașină. Aveam plăcuțe de metal și tot tacâmul era grav. Ambele tibii erau cam zdrobite, iar genunchii erau într-o stare mai proastă. Totuși, am avut noroc. Ar fi trebuit să vezi cum arăta celălalt tip. Sau ce-o mai rămas din el. Poate fi extenuant să stai 8 ore în picioare și să tot ajuți la mentenanță. Uneori mă dor oasele undeva adânc, ca și cum ar țipa. De-a lungul anilor a fost mai bine. Iar exercițiile zilnice pentru picioare mă ajutau. De regulă bicicleta de cameră și jogging noaptea. Stau aproape de liceu, așa că mă întorc acasă pe jos. Uneori noaptea chiar mai alerg prin zonă. Era târziu în noiembrie când într-o noapte în care făceam jogging am observat că magazia cu unelte de lângă terenul de fotbal era deschisă. Mereu o închid bine, fiindcă am avut probleme cu niște furturi în trecut. Știam sigur că era încuiată, fiindcă am asamblat un raft acolo chiar ziua aia. Ne-a venit niște echipament nou cu ceva timp în urmă, așa că locul era perfect pentru a fi spart. Am tastat numărul de la urgențe, mi-am pus degetul pe ecran și m-am dus spre magazie. Cum m-am apropiat, am văzut că ceva nu era bine. Ușa era scoasă din țâțâni, pereții au fost curățați, iar rafturile metalice erau împrăștiate pe jos, chiar și ăla nou. Totul era dezasamblat până erau doar componentele de bază. Cine a făcut asta sigur a stat aici cu orele. Poate a început după ce mi-am terminat treaba. Poate a așteptat până când am plecat. Am sunat la dispecer și am intrat să văd ce a fost furat. Până și șurubul de la bec era scos, așa că a căzut pe jos și s-a spart pe podea. Am călcat pe sticla spartă, încercând să explic operatorului că liceul a fost vandalizat. M-au întrebat dacă ceva a fost furat, dar nu știam ce să zic. Nu sunt sigur, am spus. E mult dezastru. Mă pregăteam să ies când am observat ceva în colțul camerei. Era un borcan din sticlă, plin cu șuruburi, cuie și pigulițe. Tot ce a fost scos din rafturi, mobilă și pereți. Poliția n-a știut ce să creadă. Era vandalism, sigur, dar nimic n-a fost furat. Părea să fie o farsă. Cineva voia să râdă de omul de serviciu. Totuși, nu părea posibil. Am mai încasat poante, dar asta era ciudată. N-am mai auzit niciodată așa ceva. Unele obiecte dezasamblate n-au putut fi reparate, așa că era și distrugere. Nu era o glumă, era ceva răuvoitor. Nu a durat mult până când subiectul a dispărut complet din gura lumii. Studenții și profesorii n-au mai vorbit de situație, dar pentru mine tot era un mister. Am început să verific liceul mai des noaptea, doar ca să văd dacă s-ar declanșa lumini automate acolo unde n-ar trebui. Nimic grav, am crezut, până am observat o lumină aprinsă în cancelarie într-o joi seara. Trecuse doar o săptămână. A fost enervant să curăț magazia și nu voiam să fac la fel în cancelarie. Dacă erau vandalii, ar fi pățit-o. Din nou am tastat numele și mă pregăteam să sun, dar mai întâi voiam să văd ce se întâmplă. E cam înfiorător să te plimbi noaptea prin liceu. E întunecat. Iar prin holuri se aude un ecou. Aveam acces la toate cheile, așa că m-am grăbit rapid pe scări. Mai sus erau lacăte electrice, așa că cine a urcat acolo avea un card de acces. M-am grăbit spre cancelarie. Luminile s-au închis automat, așa că cine era deja a și plecat. Sau poate becurile au căzut din nou. Cum am călcat în cancelarie, totul s-a dus la dracu. Becurile au căzut de sus, mobila s-a prăbușit, frigiderul a picat, împrăștind tot ce avea peste tot. Rafturile de pe pereți au picat, tot ce era pe pereți s-a întins pe jos în același timp. Poze, picturi, diplome, o tablă, până și cuierul de lângă mine s-a făcut bucăți. Apa din chiuvetă a început să curgă peste tot. Cât ai clipi, s-a terminat. Abia dacă am putut respira. Aproape că am avut un atac de cord. Sunt genul de persoană care se sperie de sunetele puternice, așa că episodul m-a surprins de am țipat de groază. Nimeni nu m-a auzit. Iar acolo,
pe cea mai rămas dintr-o canapea mai scumpă era un borcan mare cu șuruburi, cuie și piulițe. Ce dracu! De data asta toată lumea a luat-o mai serios. A fost implicată poliția. Am verificat identitatea tuturor celor care au intrat în clădire, dar nimic. Singura concluzie a fost că cine a făcut asta s-a strecurat cu restul studenților și doar a rămas până târziu. Dacă ar fi ieșit pe geam, nu l-am fi prins pe camere. Am încercat să mai vorbesc cu studenții din campus legat de asta. Erau tot felul de zvonuri. Unii credeau că era vreun cadavru sub magazie și că l-au mutat și că asta era o manevră ca să uităm de debara. Un alt student spunea că erau niște drogați care voiau să fure cupru. În cele din urmă, cineva spunea că erau pregătirile unuia care voia să vină cu arma la școală. Toate poveștile macabre. Singurul lucru care părea plauzibil era faptul că poate un student era ofticat. Cineva care a fost enervat de profesori și așa că a vrut să facă ceva. Era vineri după amiază când am dat de directoare în sala de mese. Am întrebat-o dacă știa de vreun student supărat, dar a râs. Pentru ea era clar ce voiam. Vorbești de fata aia Lasset, nu? A spus. A fost cam acum una, nu cred că ar aștepta un an ca să se răzbune. Lasset? Care Lasset? Lorraine Lasset, a clarificat. Fata albă slăbănoagă care a fost dată afară din cămin în urmă cu un an. De ce? Ce s-a întâmplat? Pe scurt, nu și-a plătit taxele și n-a vrut să plece. A făcut tam-tam și a trebuit să fie scoasă cu forța. Nu știam. Am lucrat 3 ani acolo, dar n-am auzit niciodată de așa ceva. Ci că s-ar fi întâmplat de Crăciun, când eram plecat să-mi văd familia. Sigur era ceva ce te-ar fi supărat. Poate nu destul cât să dezasamblezi chestii din școală, dar era un început. Am mai pus întrebări, iar majoritatea studenților nu prea voiau să vorbească de ea. Era un șir lung și urât de ghinioane. Tatăl ei, un camionagiu, a fost implicat într-un accident. O mașină a intrat în fața lui și a scos-o de pe carosabil. Era îngrozitor. Detaliile accidentului erau puțin ambigue. La început a înnebunit de la mâhnire, iar curând a dispărut. L-au găsit înecat într-un lac la vreo 4 ore de mers pe jos de la casa sa. Fiindcă a fost concediat, a pierdut și o bună parte din asigurarea de viață. A doua lui soție de după divorț, mama vitregă a lui Lorraine, a primit mai toate bunurile sale. Lorraine a primit aproape nimic și a pierdut bursa fiindcă n-a mai putut menține notele, a ratat câteva cursuri, iar fiindcă un alt student părea mai promițător, trebuia brusc să plătească pentru studii. Cica a încercat să plătească cu ce economii mai avea, un borcan mare de monede. Dar a fost dat afară, cu tot cu borcan. A fost aruncat în stradă. Singurul lucru pe care îl mai avea era șurubelnița lăsată de tatăl ei după ce au asamblat o debara ieftină de la Ikea cu ceva timp în urmă. A vrut cu disperare să ia cu ea ce a instalat cu tatăl ei, dar n-a avut voie să intre. Nu i s-a permis să intre în campus. Stătea cu picioarele goale urlând către ceea ce credea că erau prietenii ei. Nimeni n-a făcut nimic. Doar urla și arăta cu șurubelnița până poliția a luat-o. Din toate punctele de vedere, Lorraine Lasset avea toate motivele să fie supărată. Din fericire, nimeni n-a mai auzit nimic de ea de ceva timp. Majoritatea s-au gândit că s-a mutat în alt stat ca să stea cu verii ei. Mi-am adus aminte de debara, ceva plastic și lemn ieftin. Le-am cărat în depozit acum câteva săptămâni după ce ar fi fost dată afară, dar n-am auzit niciodată de ce erau obiectele alea acolo. Studenții lasă mereu chestii în urmă. O debara de la Ikea nu e nimic. Știi câte narghile le găsesc? E jenant. În acea zi, după finalizarea cursurilor, am decis să mă duc în depozit și să văd ce-i cu debaraua. Era un depozit la subsol. Un fel de adăpost pentru bombe din anii 50. Niște holuri conectate cu camere mici ocazionale. Puteai să te pierzi cu ușurință, dar eu mă descurcam. Am fost acolo de mii de ori, dar probabil era vreun motiv pentru care locul era închis. Bine că aveam cheie. Locul era mai întunecat decât un cavou. Aveam o lanternă de la telefon care mă ajuta, dar de-abia dacă puteam să văd la câțiva metri în fața mea. Puteam să văd cum praful dansează în jurul meu. Sigur, era ceva toxic acolo jos. Puteam să-l gust, poate mucegai. Nu mi-a luat mult timp să găsesc camera care trebuie. Era plină de birouri din lemn,
o tablă, niște mobilă de la studenți putrezită pe jumătate într-un colț, acel dulap ieftin de la Ikea. Nu știam la ce să mă aștept. Doar m-am dus acolo și l-am deschis. Șurubelnița era acolo. Am stat buimăcit holbându-mă la ea, recunosc că eram puțin speriat. Apoi am auzit un sunet ciudat metalic, ca un zgâriat. Bucățelele mici de metal care se frecau de podea. În jurul meu șuruburile picau din birourile de lemn, unul câte unul cădea la podea, de parcă totul din cameră începea să se strice sau să se desfacă. Birourile, tabla, colțurile decorative de pe tavan, arcurile unui pat se îndreptau și vedeai cum se ascuțeau, totul se destrăma în jurul meu. M-am întors să iau șurubelnița ca să mă înarmez, dar deja era într-o altă mână. Nu mai era în debaraca acum câteva secunde. Nu era doar palidă, era înghițată bocnă, părul ei era încâlcit, iar o bună parte din el era lipsă. Era îngrozitor de slabă, purta o rochie de vară galbenă, murdară și ruptă, mâinile și picioarele îi erau negrite de la degerături, îndoite ca niște ramuri. Buzele îi erau albastre și trase ca zâmbetul unui schelet. Nu mai avea ochi, iar pe față avea doar niște piele roșie și umflată. M-am panicat. Ținând o mână în fața mea ca să mă protejez, am căzut pe spate, peste rămășițele unui birou vechi din lemn. Mi-am rănit ceva la spate. Am auzit cum s-a rupt, dar nu am sesizat atunci. Genunchiul lui Lorraine era îndoit invers. A căzut înainte lovindu-și capul de podeaua din beton, doar la o distanță de un braț de fața mea, ca o marionetă care e trasă de niște sfori invizibile. S-a ridicat ușor de pe jos. Fie că era ruptă sau nu, venea după mine, se dezmembra ea și mobila din cameră. Singurul lucru care nu se lăsa era strântoarea în care se ținea șurubelnița. A trebuit să încerc ceva, m-am forțat în picioare și am alergat spre ieșire, am trecut pe lângă ea la un milimetru. Niște degete negrite și îndoite ca niște crenguțe s-au atins de umărul meu. Pașii ei generau cel mai ciudat sunet de picăit, ca porțelanul care se lovea de piatră. Am ajuns pe hol înainte ca spatele să-mi aduc aminte că e rănit. Am căzut pe spate urlând de durere în timp ce m-am lovit de podea. Doare. M-a urmărit. În încheieturile care îi crăpau la fiecare pas, în timp ce a ajuns în prag, doar s-a oprit ca să se holbeze la mine. Am încercat să mă distanțez față de ea, am încercat să mă rezem de perete ca să mă ridic. Era puțin ironic că aveam două picioare șubrede, însă spatele m-a lăsat primul. Nu înțelegeam ce se întâmplă la început. Mai întâi a fost o presiune, un nerv atins. Apoi am pierdut controlul piciorului stâng. Apoi o crampă, încă rezemat de perete, am alunecat pe jos ținându-mă de genunchi. Șuruburile din genunchii mei erau trase prin carne. N-am putut să fac altceva decât să țip. Lorraine nu mișca, doar stătea acolo, cu șurubelnița îndreptată spre mine, așteptând ca picioarele mele să se dezasambleze. Am urlat până scuipam sânge. Ochii ăia morți se uitau prin mine, adânc, în ceva din adâncul meu, la ceva instinctiv. Simțeam cum se umflă, o panică care consuma totul în timp ce genunchii mei s-au deschis. Mi-am pierdut cunoștința. Undeva în întunericul ăsta dintre viață și moarte am auzit cuiele, șuruburile și ce mai aruncate într-un borcan de sticlă. Am fost găsit înghețat pe jumătate a doua zi și am fost dus la urgențe. Indiferent de ce am declarat, au zis că m-am dus acolo și m-am rătăcit. N-au încercat niciodată să explice șuruburile lipsă din genunchi. Au găsit șuruburi asemănătoare în borcanul ăla, dar nu aveau sânge pe ele. Se pare că Lorraine a vrut doar șuruburile, fără sângele sau viața mea. Nimeni nu a încercat să explice cum au ajuns acolo. Înainte să-mi dau demisia, am căutat restul poveștii ei. Se pare că era aproape să ajungă la media necesară pentru a-și menține bursa, chiar dacă și-a pierdut tatăl. Liceul însă a mărit nota. Acest lucru s-a întâmplat fiindcă se voia să se facă pe placul unui donator, al cărui fiu voia să intre pe bursă. Nu avea nevoie de ea, dar e o anumită stimă atașată de a primi acea bursă. Donația era mai mare decât însăși bursa. Mai ții minte cum am zis că aveam echipament nou? De asta. Raftul pe care l-am instalat în acea primă noapte, când magazia de lângă terenul de fotbal a fost dezasamblată,
era ultimul obiect achiziționat cu acea donație. Lorraine parcă a așteptat ca totul să fie instalat înainte să rupă tot. Din câte îmi pot da seama, Lorraine e tot acolo. Sigur, dacă cineva o caută, o să o găsească fix în același lac în care a murit tatăl ei. Doar că în cazul ei, nimeni n-a căutat-o. Liceul a apărut în ziare de câteva ori din cauza asta. Au tot încercat să mușamalizeze totul, dar știu că sunt îngrijorați. Știu că au primit avertismentele și e-mailurile mele, iar după ce scap din scaunul ăsta cu rotile, o să le arăt ce o să pățească fiindcă m-au ignorat. Dar o parte din mine vrea să se ascundă, să se trască într-un colț undeva ascuns unde nimeni nu mă va găsi. Uneori parcă aud cum șuruburile din patul meu se desfac și cum cad mai adânc în pat în timp ce arcurile se lasă. Uneori parcă rafturile din bucătărie parcă sunt gata să cadă. Știu că nu poate fi așa, dar știu și ce am văzut în acea seară. Iar acum nu mai știu ce să cred.